Bulevardul Splaiul Mihai Viteazul este în reabilitare de 3 ani și nici până la momentul actual nu a fost finalizat. Găuri în asfalt la tot pasul, dar și guri de canalizare neacoperite sunt în pericol pentru locuitori. Un exemplu în acest sens este povestea unui bărbat din municipiu care a căzut la propriu într-o astfel de canalizare pe când încerca să ajungă la trotuar. Bărbatul spune că afară ploua torențial și că semnul de avertizare era amplasat la distanță mare de gaură, astfel încât după ce a parcat mașina și a încercat să ajungă la trotuar, a căzut în gura de canal, adâncă de aproape 1,5 metri. Cum s-a întâmplat să cădeți? Ne povestiți puțin? Deci era într-o seară, nu s-a prinseseră încă becurile, era întuneric, ploua torențial, era totul numai o apă aici. Am parcat mașina, semnul nu era aici, era mai încolo și am trecut, când am trecut, am căzut direct în groapă până la brâu, cu un picior. Acesta nu este singurul care a avut parte de o astfel de pățanie, cazurile sunt multe la număr, iar cetățenii spun că cel mai mare pericol îl reprezintă pentru cei mici. Și șoferii sunt cu nervii întinși la maximum, întrucât oricând pot să intre cu o roată în astfel de guri de canalizare neacoperite și să-și distrugă mașinile. Trebuia să facă asfaltul ăsta de câțiva ani buni. Reprezintă un pericol pentru oameni? E și pentru oameni, și pentru mașini, pentru totul. Și pentru copii special. Copiii, dacă sunt neatenți, ar putea cădea într-o asemenea... Sigur că da. Ar fi fatală. Păi, aveți legurile de canal, s-a descoperit de... Că sunt în pericol. Cui sunt în pericol? Da. Și când a fost până aici sus, deci eu intram, am făcut socoteala, intram până aici intram. Și ies și destul de rază și... Nimeni nu ia nicio măsură. Poate să cadă un copil. Câte sunt acolo pe splaiul ăla, câte blocuri pline cu apă, canalizare, dar au căzut oamenii cu roțile, că n-au mai spart cauciucurile. Așadar, îngrijorarea oamenilor atinge cote maxime și cer autorităților să rezolve aceste probleme.